O vacanță în Maldive este un deliciu nu doar pentru ochi și suflet, ci și pentru papilele gustative. Care sunt specialitățile locale, aflăm de la colegul nostru, Cristian Stan. Dacă te afli în vacanță în Maldive, ce mănânci? Răspunsul la această întrebare îl aflăm de la șefa Campa. What traditional Maldivian dishes are you going to cook for us today? Today we are going to use some local, the very special local ingredients and one main dish and one dessert. So mainly we are focused on the fish and a rice dish. Însă, înainte de a ne găti, Acampa ne poftește în grădină. Da, pe insula din Maldive, șef Acampa are propria lui grădină de zarzavaturi. And what are you growing here in your garden? What can we see? This one, this is chilies. So local chilies, which is very spicy. And if you go to other side, you get watermelons and some the lettuces are growing here and cucumber. Este timpul să ne apucăm de treabă. Începem cu preparatul principal. This is we call the local red snapper. This is turmeric, authentic condiment. Rice, it goes to inside the pan. Lovely tuna. I have a nice coconut cream. The tuna is already half cooked right now. So I'm gonna mix this rice into this. Cook this. Nice fish on a very low fire. Aranjăm mâncarea pe farfurie. Ok. All? It's amazing, yeah. Yeah, it's incredible. It's incredible. Thank you. După ce ne-am desfătat papilele gustative cu un preparat tradițional maldivian, ne îndreptăm către mult așteptatul desert. Oare ce surprize ne mai pregătește șef Acampa? So, I'm going to use this ingredient. You call it pomegranate. Use some sugar. Okay. And a little bit of gelatin. Arată ca un șervețel, dar trebuie să știți foarte bine că este din orez, adică este comestibil. Corn pirini. It's a little bit of hot, right? And we have made our pomegranate gelatin. Which is called? Yeah, it's called jelly. Yes. And the banana spring roll. Now I have to taste it. Yes. Can I taste it? Yes. Okay. First, I will start with the jelly. Oh my god. Which is refreshing. Yes. Then with the corn puree, which is hot and a little bit sweet. And now let's go with the spring rolls. We use the spring. It's a little bit hot, careful. Acampa, thank you very much. Okay. It was a very nice experience. It was a very nice cooking experience.